ideea e că când ne-am apucat de muzică, să divizială de alta, puneam muzică house, deep house, după am început să punem tech house. Da. Și pe în parcursul anilor ne-am dat seama ce ne place pe adevărat, ce ne face să... Și da. Ce suntem buni și ce ne... cum ne simțim mai bine când punem muzica respectivă. Ne plăcea foarte mult ce vedeam în cluburi, la da. DJ-ii care puneau muzică. Ne plăcea atmosfera care se crea da. Acolo. Am fi vrut și noi să fim în fața publicului, să arătăm cumva ce simțim, ce trăim, dacă e mult mai ușor prin muzică. Din ianuarie, atunci când ne-am cunoscut noi, noi făceam, mergeam la un prieten în sat, puneam muzică weekend de weekend. Da, nu prea aveam evenimente, dar noi puneam muzică. Dar noi puneam muzică oricum, da, pentru 5 persoane. Din setea de evenimente am zis că facem da. Noi pentru noi, dacă ține ne cheamă, facem da. Noi. Uh-huh. Și am foarte bine și am continuat. Și o să facem și în continuare. Da, doar să ne cam oprește-mi pe pandemia, dar... La început, după ce ne-am apucat de muzică, cred că un an, într-un an am avut 2-3 evenimente. Da, și nu a fost cum, în Oradea. Da, nu a fost în sat, alea sau nu a fost. Da. După aia, la Costinești. Și acolo oarecum nu puteam să fim noi, adică eram oarecum muzica care îmi plăcea mie, o asortam cu muzică comercială, muzică house. Și atunci de Rebelion am zis că bă, noi băgăm pula frate, hai să facem o petrecere și să fim ce se întâmplă cu adevărat. Ce mai important e să fii tu, să știi tu ce cauți. De exemplu, m-am învățat când am început, m-am apucat de muzică, m-am dat un prieten foarte bun, Gabi, că mereu aveam seturi asemănătoare cu alții artiști. Și m-am învățat că, bă, până nu îți cauți tu stilul tău și muzica care crezi tu că ți-o place și piesa aia știi că tu ai pus mâna, până atunci acolo, la nivelul ăla. Nu urci până nu îți faci tu stilul tău propriu și muzica ta propriu. Bă, noi am avut, într-un fel, noroc că amândoi am început în același timp. Da. Și poate dacă nu era Ciutix, sau nu eram eu, era mai mult mai greu, deci ne motivam foarte mult unul pe celălalt. Dar contează să ai cine să te motiveze, prietenii, da. Mă rog. Prietenii foarte mult, da, chiar da. Avem un grup de prieteni care la toate petrecerile au fost lângă noi și dacă nu i-am făcut treaba ca lumea sau să zic că am avut un eveniment mai nașpă, ne-am pus muzică mai altfel, ne-am dat peste cap. Da, dacă a fost ceva bine, ne-a dat peste bot. Exact. Ne-a avertizat, nu-i ok. Când a fost bine, a fost tot timpul lângă noi. Și trebuie să fie sincer cu tine. Corect, da, și asta ne ajută foarte mult. Comunitatea oricum se face, în moment ce lumea vede că tu ai fost aici și vede munca ta, apreciază munca ta, cu atâta îți oferă mai multă iubire, mai multă susținere, mai multă... Ție îți face să fii apreciat, pentru că așa îi place și lor. Exact, ne plăcut foarte mult. Da, avem foarte mulți care, efectiv, ne-au la petrecere noastre și acum formează un cer ureaș de prieteni sau... Da, și vin, cunoaște tot, ne susțin, mereu ne susțin. Da, și cu asta ne uita și foarte mult. Și... Să nu fii arogant, asta e cel mai important lucru, părerea mea. Să nu ești așa că tot lumea să se răspăla că tu ești DJ. No. Și pe, oricum, pe timp ce lumea apreciază munca ta, chiar dacă poate nu-i place muzica sau poate e alt stil de muzică, dar vede și... evoluția ta și no, e ceva. Da, și să nu renunți niciodată. Da. Dacă tu te comporți frumos și îți apreciezi ascultătorii și oamenii care vin la tine la party, cred că poți să te liniști pe o comunitate. Părerea mea că primul an mai mult mergi pe bani foarte puțin, chiar bani deloc și da, pentru că na, dacă mergi să faci nume și să faci publicul tău și una alta. Lumea are impresia că tu mergi, stai acolo, tragi 4 canale, mixezi 7-8 ore și ei banii care iei. Dar de fapt nu e deloc așa. Da, munca adevărată de fapt e acasă. Publicul îți faci... Îți faci munca... Dai testul da. Final. Ce-ai lucrat acasă. E bacaloriată. Da. Sper că am fost și ascultător înainte și mergeam la partiul de techno. Mi se părea tot așa ușor. Da. Pur și simplu intrai, se auzea muzică, toată lumea dansa și îți plăcea. În spate la toată treaba asta e multă muncă, răbdare, răbdare,
fuga de acolo, acolo. Ocupă-te și de parte de muzică, ocupă-te și de parte de organizare. Da, mai ales. Și după aia DJ, puțin cel mai greu, cum e greu să organizezi bine, bine, părerea. Foarte greu. Și mai ales că în toate chestiile intervin pe ultima secundă. Da. Aia nu e bine și să nu mai zicem nimic pe repartul. Și sunt multe chestii care ar trebui să fie în regulă și după ce exact. E cam greu să fie în regulă. Și am avut câteva momente în care am zis că îmi bag pula. Da. Ba, am avut. Aia o grămadă, mai ales la început. Da, nu-ți iese nimic sau îți mai ies chestii când suntem invitați undeva și înainte cu 3-4 zile zice că bă, nu se mai ține petrecerea sau da. Zicem că au fost și când au chemat alte artiști în loc de noi. Da, asta e, se întâmplă peste și ceau bau. Okay. E normal să ai obstacole. Păi n-ar fi așa fain dacă n-ar avea. Toată lumea ar putea fi și... Cât trăiești în viață, adică... Da, e o formare continuă. Nu există că tu ești DJ, ești lucrător, tu știi tot. Niciodată nu știi tot în domeniul ăsta. Tot timpul înveți chestii noi. Sau, da, apar chestii. Cred că n-am avut vreun artist la care să nu învățăm o chestie sau să nu ne dăm seama de ceva chestie. Și dacă nu ne-am învățat, ne-am dat seama cum face el și cum facem noi, sau știi? Da, până la urmă e meserie în care se fură și nu cu răutate. Se fură, se fură da. De la fiecare când puțin și scrie stilul tău. Pe termen scurt o să mai facem, o să mai scoatem niște piese. Da. Una am terminat-o, o să apară în 24, mi se pare, aprilie. La un label chiar foarte șmecher. Să zic așa, în Spania. Distance se numește. Da. E label-ul unui artist destul de mare, Basel Darwish. Și o să mai lucrăm la alte piese. Măcar 6-7 de anul ăsta. Important este să terminăm cu pandemia și tot. Da, și ca să putem să punem muzică și noi la mii de persoane, de zeci de mii de persoane. Da, avem proiecte mari, dar urmează și cu Emotion. Și cu Emotion, da, Oradea, cu Emotion, cu siguranță să avem multe chestii de făcut.